Să arătăm în continuare că suma puterilor lui 3, de la 3 la 0 până la 3 la 11, este divizibilă la 4. E destul de simplu. Observăm că 1 cu 3 este 4. Și atunci încercăm să formăm grupe de câte doi termeni. Suma S este 1 cu 3, cu 3 la a doua plus 3 la a treia și tot așa. E destul de simplu. În total avem 12 termeni, deci putem forma 6 grupe de câte 2 termeni. Și atunci vom scrie suma S ca 1 plus 3 plus 3 la a doua pe lângă 1 plus 3. Din 3 la a patra plus 3 la a 5 cincea dăm pe 3 la a patra factor comun pe lângă 1 plus 3 și tot așa. Vine plus 3 la a 6 pe lângă 1 plus 3 plus 3 la 8 pe lângă 1 plus 3, plus 3 la 10 -a pe lângă 1 plus 3. Deci rămânem cu S, e 1 plus 3, adică 4. Pe lângă 1, plus 3 la 2, plus 3 la 4. Și tot așa avem toate puterile pare, 6, 8, 10, toate puterile parele lui 3 de la 3 la 0 până la 3 la 10. -a. Evident, acest număr este divizibil la 4. Și acest lucru trebuie demonstrat. Ca exersare să arătăm că 1 cu 2 cu 2 la a doua și tot așa până la 2 la 11 este divizibil la 3. Acest exercițiu este foarte simplu de asemenea, nu așa? Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul Subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!